Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, o să vă arăt cum gestionez o familie mare cu o matcă relativ bătrână și cum îi pregătesc nucleul care o să înlocuiască această matcă. Ea arată în felul următor. Este o familie mare. Iată, aici am uleiurile esențiale. Fiind o colonie mare și uleiul esențial primește mai mult, o să ridic diafragma asta, podișorul acesta de sită, ca să vedem cam cum se prezintă și ce am de gând să-i fac. Iată, ea propolizează. Am ridicat cu totul. Punem un șer aici. Și să văd că eu am de gând să-i fac o lucrare acestei coloni. Probabil pare că umblu des la coloni, nu este chiar așa. Sunt împărțiți, stupina este împărțită pe categorii și în funcție de ce lucrări am, unii, de exemplu, la nuclee, deja o să intru în 2 săptămâni de inactivitate, adică nu le-am mai deranjat de 2 săptămâni. Și iată, aceasta este prima ramă, ea este, arată foarte bine, ca populație. Eu ramele albe le-am dat în spate ca să nu mai fie probleme cu ele. Și ele au adus nectar aici. De acum și siropul cu uleiurile esențiale va fi depus încet încet, fiindcă în hrana de iernare vreau să conțină și acest ulei esențial, ca să ierneze în ier, să spunem, cu ier. Adică să ierneze cu ulei esențial. Încet, încet, familia își face coronițele. Ne apropiem de luna august. Și tot mai mult miere acumulează. Și o să-și facă încet coronițe pentru coronițe și rame pentru a fi bune de iernă. Eu acum caut o ramă cu puiet căpăcit pentru a duce la nucleu cu matca care o să ia locul acestei regi. Iată, aici avem foarte frumos, cu toate că o foarte bine mă face să mă gândesc dacă o să o înlocuiesc. Scopul era acesta, de a o înlocui. Dacă menține familia așa mare, știu. Am văzut pe la cei care postează că deja nu prea mai au puiet prin stupi. Eu m-am luptat de acolo o lună de zile să am cât mai mult puiet pentru luna august. Iată ce bine arată această colonie. Aici eclozează albina tânără. Matca ouă, chiar nu știu ce să fac. Cred că o să vă las pe dumneavoastră să decideți. O să vă pun un sondaj acolo pe filmuleț, unde o să votăm ce să facem cu această matcă. Cred că sunteți de acord
fiecare o să aibă opinia lui. Ce să facem cu această mată? Să o păstrăm sau nu? Iată, un lucru interesant. Pentru a putea vota, în colțul de dreapta sus o să găsiți un cerculeț cu litera I și acolo veți putea vota, da sau nu. Ce facem cu matca aceasta? O păstrăm pentru iarnă, să treacă iarna pentru la anul, sau nu o păstrăm? Mențiunea este, ca să știți ce e cu matca asta, aceasta are, e o matcă din 2016. Deci are 3 ani. Voi ține cont de opinia dumneavoastră în funcția de voturi și voi lua o decizie atunci. Acum nu mai iau nicio decizie. Voi aștepta să văd ce voi face cu această mată. Fiindcă ea poate să fie pe ultima 100 de metri. Proveniența măcii este de la domnul Eduard Rotaru. De acolo este această matcă. Dacă vă țineți minte, în anii trecuți dânsul posta un, precizau că avea o matcă de 5 ani. Iată, aceasta deja are 3 ani și e o oastră. Ar merita ca test, să zice, nu? Cam așa cred eu că ar merita să încercăm. Să vedem ce longevitate are această matcă. Are larvar. Acum e destul de complicat de a lua decizia aceasta. Sau putem păstra o matcă de rezervă pentru la primăvară, pentru ea, în caz că cedează. Vom vedea atunci. Să continuăm. Văd că cuibul destul de mare are albina. Ați mai văzut în filmele mele acele colonii care stau destul de prost cu albina. Dar, în schimb, aceasta stă destul de bine. Un argument ar fi, iată, au adus polen proaspăt, din această perioadă importanța polenului, adică cantitatea de polen este foarte importantă. Iată această ramă umplută cu polen și se află în mijlocul cuibului. N-are ce căuta în mijlocul cuibului, o să o dăm în lateral. Ia să-i facem loc. Aici a adus polen. În luna august, septembrie, o să fie foarte important acest polen. Am putea colecta polen, chiar așa bine aduc, dar eu sunt de părere că o să fie important pentru a face corpul gras undeva în luna albina de iarnă. Are nevoie să-și facă corpul gras. O să pun rama în spate. De fapt, cred că o să o las chiar ultima aici în spate. O ramă de margine. Așa. Și să continuăm. Deci să nu uitați de vot.
Iată o altă ramă. Asta este continuitatea acelei rame. Păstur, aduce polenă foarte mult. Are larvar, are puiet larvar, albină suficientă. Dar această colonie n-a fost divizată față de celelalte, adică n-am mers la măcii. Am văzut că instinctul ei de roire este scăzut și l-am lăsat în pace. Ca să văd cum se dezvoltă ea, cum, care este efectul ei. Aici avem puiet larvar. Și puiet are chiar suficient. Ce m-a făcut pe mine să-mi fac griji a fost acele scăpări de ou de trânturi în celule de albine, ceea ce m-au pus să iau decizia de a o schimba. E posibil să se trântorească și atunci ei se termine ouăle acum în toamnă. Și în primăvară când se reia ouatul, se ouă numai de trântori. Iată ce bine arată această ramă. Deci este o colonie frumoasă, mare. Nu o deranjăm. Acum am pus să văd, să iau ei o ramă cu puiet, dar nu o să-i mai iau, nu o să-i mai fac nimic. O să așteptăm să vedem ce se va întâmpla până în toamnă cu ea. Oricum, în toamnă iau decizia de a ia o altă ramă cu car. Și aduna și mâncare, arată foarte, foarte bine. Ca apicultor aș schimba-o. Deci am pe cap pe gândul ăsta, măcii de 3 ani, o schimb, nu o las, în mod normal. Dar, iată că ai putea să o lași. E o decizie pe care trebuie să o iei la un moment dat. Și o vom face, vom vedea. O să ne uităm și la voturi, să vedem ce s-a decis acolo, cum o să decide fiecare în felul lui. Cu sentimentalism sau fără, și atunci vom la decizie. Și iată ultima ramă care o ridic eu. E normal. Aici aș decupa trântorii ăștia, văd că, ia să vedem. Sau să-i las, am tot folosit ramele acestea. O să decupez și trântorii. O să ne aduc un cuțit, cel mai probabil avem acolo un varou, un, cred că e.
dacă tot a depus aici trântori, o să iei. Iată, acum eclozează trântorii. Ce putem noi să... să lasă, nu lasă, dacă tot au eclozat. Iată, cu a ieșit altul. Putem urmări să vedem dacă au păduci pe ei. Putem urmări acest lucru. Am prins într-un stadiu chiar frumos. Văd că e sănătos. Acum aici iese, să vedem. Și aici acum iese trântorele. Verificăm păduci. Hai, nenea trântore. Hai. Hai că de data asta cred că ați scăpat. Uite, un trântore sănătos. Haide, haide, albina trebuie să-i dea de mâncare, dacă nu, nu prea mănânc. Iată, a ieșit. E dezvoltat corect. Da, îl las. Nu, nu-i mai omor. Las. Îi lasăm în pace. Bun. Deci cam atât am vrut să... Am vrut eu să fac o altă lucrare, dar între timp am schimbat planul. Și îl vom lăsa așa cum este. Deci vă aștept cu voturile. Până data viitoare, numai bine!